În alt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a binecuvântat astăzi magazinul de obiecte bisericești Sfânta Cuvioasă Parascheva. Spațiul se află la intrarea în incinta centrului eparhial din Roman. La inaugurarea noului magazin de obiecte bisericești au participat reprezentanții ai centrului eparhial, dar și credincioși. În al preasfințitul părinte arhiepiscop Ioachim a oficiat slujba de sfințire a apei, apoi a binecuvântat sediul pus sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Parascheva. Într-un magazin bisericesc veți găsi, cum a zis, obiecte de cult. Obiecte de cult care împodobesc bisericile, care împodobesc casele voastre. Veți găsi cruciulițe, veți găsi iconițe care le veți purta la gât sau le veți oferi copiilor sau celor apropiați. După aceea, veți găsi obiecte care se dotează bisericile când sunt sfințite. Deci, aici, veniți la magazin, dacă un preot sau o comunitate are o biserică de sfințit, el vine la directorul sectorului sau la un magazin și găsește toate elementele care sunt trebuitoare la o sfințire de biserică, o sfințire de așezământ social, caritabil, o sfințire de casă și așa mai departe. Toate sunt aici. După aceea vine partea aceasta foarte importantă a cărților. Deci într-un magazin bisericesc veți găsi cărți de tot felul și pe sectoare. Inaugurarea magazinului de obiecte bisericești deschide seria manifestărilor dedicate Hramului Catedralei Arhiepiscopale din Roman. Iată că ne regăsim în această zi, aș spune, în ajun de binecuvântat praznic, în ajun de binecuvântat hram, zi în care ne pregătim să aducem cinste așa cum se cuvine celei pe care o numim mult milostivă în rugăciunile noastre, Sfintei Cuvioase Maici noastre Parascheva. Iată că le regăsim sub acest monumental turn ce străduiește intrarea în curtea catedralei noastre arhiepiscopale, pentru că ați binevoit în prezenția voastră și vă mulțumim pentru asta, să binecuvântați inaugurarea unui nou magazin de obiecte bisericești, pe care îl deschidem aici la Roman și momentul în care începem manifestările dedicate Hramului Catedralei Arhiepiscopale, care ocrotește întreaga eparhie a Romanului și Bacăului și, așa cum spuneam, pe noi toți. În noul magazin, credincioșii vor putea găsi veșminte preoțești, obiecte de cult și cărți religioase. Pentru orașul Roman este o bucurie că astăzi a avut loc deschiderea acestui spațiu, nu am spune comercial, ci unul filantropic misionar, deoarece aici se găsește carte religioasă, icoane care sunt autentice și vin în folosul credincioșilor. Magazinul de obiecte bisericești este amplasat la baza turnului Clopotniță, de la intrarea în incinta centrului eparhial din Roman.